revenim din publicitate și stăm de vorbă cu sărbătorita zilei, una dintre cele mai mari actrițe de la noi. Își serbează astăzi ziua de naștere. Tura Vasilescu este chiar acum în legătură directă cu noi. Doamna Vasilescu, bună seara și la mulți ani, să aveți parte de tot ceea ce vă doriți și să ne mai bucurați mulți ani de acum încolo. Bună seara, vă mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc. Cu drag, spuneți-mi ce faceți, cum sărbătoriți. Mă uit pe fereastră și încerc să mă pozitivez când văd ce vreme e afară. În toți anii de care, mă rog, îmi amintesc de ziua asta, de 22 martie la echinocțiu, ziua asta era cu soare, era frumoasă, știu eu, s-a schimbat clima, s-au schimbat vremurile, sper, încerc să-mi ridic moralul și să spun că oricum nu oprește nimeni primăvara, nu? Dar știți cum e? Se spune că și ploaia aduce bogăție, așadar nu e neapărat un semn rău, să știți. Spuneți-mi, cine v-a făcut astăzi prima urare? Puțin mai tare, vă rog mult, da? Vă pierd semnalul. Eu sunt la Buftea, sunt departe de București. Vă spuneam că și ploaia este un semn de bogăție, să știți, așadar poate fi interpretat și astfel. Vreau să vă întreb, cine v-a făcut astăzi prima urare? Cred că un coleg de liceu de la Tulcea, Titi Dospinescu, un coleg care pe vremea aceea, în anii aceia, asculta Beatles și așa m-a făcut și pe mine să fiu fan Beatles, deși nu se găseau, mă rog, discuri, destul de greu era să avem acces. Asta înseamnă că încă țineți legătura cu ai dumneavoastră colegi de liceu, cu colegii de la teatru? Da, țin legătura, sigur, suntem în pandemie, nu putem să ne vedem, dar ținem legătura online, ca toată lumea, cu mesaje, chiar am fost impresionată de colegii mei de la Tulcea, de liceu, care mi-au trimis foarte multe mesaje și uneori nu-mi dau seama după numele mic cine sunt, că fetele și-au schimbat în general numele după soți și atunci e dificil să ne aduc aminte cine. Chiar le-am scris un mesaj, se scrie pe numele de fată, că așa pot să-mi dau seama, da. Spuneți-mi ce vă doriți cel mai mult de ziua dumneavoastră? Acum să vă spun sincer, nu mai pun așa preț mare pe lucruri materiale. Pe zilele de naștere, pe sărbătorirea, considerând eu, la vârsta la care am ajuns, mulțumesc lui Dumnezeu, că e și asta o exacerbare așa ego-ului, adică ziua mea, mă rog, e o zi, mulțumesc lui Dumnezeu că am împlinit anii care i-am împlinit. Ce să vă spun, noi încă din copilărie spunem, Doamne să trăim până la adânci bătrânețe. Problema e că nu prea chiar ne place bătrânețea, dar uite, trăim această experiență. Chiar mi-am dar spuneați că v-ați asigurat cumva bătrânețea. Da, mi-am asigurat-o, sigur. Dar apropo de sănătate, nu poți să te asiguri niciodată, total. Da, ați avut de furcă și cu acel virus, dar important este că acum sunteți bine și ați fost și sunteți în continuare o femeie extrem de frumoasă, nici măcar nu vă arătați vârsta. Spuneți-mi, care este secretul? Eu nu pot să vă dau dreptate acum să mă laud sigur. Am și eu nemulțumirile mele. Ei, vă lăudăm noi că arătați excelent. Cum? Vă lăudăm noi că arătați excelent. Da, mă laudam, dar eu dacă tac din gură înseamnă că accept laudele acestea și mă simt puțin jenată. Arăt așa cum arată o femeie la vârsta mea, nu vreau, cum să vă spun, fiind actriță, ia gândiți-vă cum ar arăta un rol de bunică cu fața, parcă, mă rog, operată, parcă ți-ai pus un ciorap de nylon și l-ai strâns la spate, știți? Adică... Dar ce părere aveți despre aceste femei, chiar și fete, că multe încep de la o vârstă tânără care se operează în exces? Numai o secundă că m-a strigat soțul și nu mă pot concentra, da. Ce părere am? Sigur că fiecare, are chiparele așa de frumusețe, își doresc
atâta mass media, atâta propagat, mă rog, tiparele astea de frumusețe, dar ajung dependente, ajung dependente mereu nemulțumite, nu sunt foarte de acord. Numai o secundă că a venit totul în spatele meu și nu mă pot concentra. Vreau doar să vă mai întreb ceva și vă las să vă petreceți timpul înainte cu soțul. Spuneți-mi, dacă ar fi să faceți un bilanț pentru tot ceea ce ați trăit până acum, există vreun lucru pe care îl regretați? Sunt și regrete, dar sunt și mulțumiri pentru multe lucruri care le-am făcut. Întotdeauna unde e un plus, e și un minus. Viața e ca o monedă, nu? Pe o parte e bine, pe o parte e rău. E greu să mergi pe calci, nu? Mereu. Eu vă mulțumesc tare mult, vă spunem încă o dată.